Începem, da? Vă salut la această conferință de presă. Este a treia conferință de presă a campaniei de informare pro-europeană. Astăzi suntem mai puțin, o să fie doar doi colegi, pentru că ceilalți nu reușesc să ajungă la ora aceasta în centrul Chișinăului. Este foarte greu să timești la ora aceasta. Scopul conferinței de presă este să vă anunțăm despre două evenimente importante. Unul este lansarea chestionarului sau testului de conformitate europeană și o să vorbim despre acest test. Este și în formă electronică și în formă scrisă, expediată tuturor prezidențiabililor sau candidaților la funcție de președinte. Și al doilea obiectiv important este să vă oferim informații despre ce s-a mai întâmplat de momentul în care campania a fost lansată. Deci avem deja 3 săptămâni și jumătate să vedem de fapt care sunt rezultatele. Deci astea sunt două obiective importante. Haideți să începem atunci cu al doilea obiectiv, care sunt rezultatele înregistrate de campanie de informare pro-europeană la momentul actual. Vă amintiți că săptămâna trecută v-am povestit despre anumite rezultate acumulate și cum aș vrea să actualizez aceste rezultate. În primul rând, campania este la moment în 12 puncte de informare. Deci, practic, am atins extinderea maximă posibilă și suntem în Chișinău în 3 sectoare, cred că cunoașteți Rășcani, Centru și Ciocana, suntem în Cahul, Cantimir, Leova, Hâncești, Aninui și Creuleni, Bălți, Ialoveni, Orhei. Astea sunt punctele de informare staționară, cum ar fi, cu corturile care oferă informații despre beneficiile procesului de integrare europeană. Și de săptămâna aceasta avem 4 echipe mobile care lucrează în regiunile Republicii Moldova. Aveți și harta mobilă. Eu v-am oferit pe Verso la acest comunicat de presă și harta mobilă, unde în ce localități am fost inclusiv săptămâna trecută, avem peste 70 de localități rurale în care am fost cu echipele mobile, în afară de centrele raionale despre care am vorbit. La momentul actual avem 7.500, 8.000 de persoane cu care s-a discutat și le s-a oferit informații despre beneficiile procesului de integrare europeană, din care aproape 3.000 de persoane au căzut de acord să semneze acest mesaj de integrare europeană și în baza acestor, deci noi, cum v-am explicat, nu colectăm datele personale, nu colectăm semnăturile, doar un simbolism, numele persoanei și datele de contact pentru eventual ulterior să intrăm în contact cu această persoană. Deci, în baza acestor informații, am întocmit cu fiecare persoană și un chestionar și acest chestionar ne oferă anumite impresii despre ce crede și la momentul actual avem procesate 3.000 de chestionare persoanelor care au fost de acord să semneze, să spun așa, să susțină acest demers pro-european și voi oferi un pic mai târziu care este impresia, înțelegerea lor vis-a-vis de situația în Republica Moldova. În toate aceste regiuni despre care am vorbit, autoritățile locale au sprijinit această inițiativă și avem foarte mulți, 10 și 10 de consilieri și primari care au susținut această inițiativă. Haideți să vedem care sunt datele preliminare în ceea ce privește aceste chestionare prelucrate, pentru că la momentul actual avem aproape 6.000 de chestionare, din care jumătate au fost deja prelucrate. Și asta este, de exemplu, ultimul raport care eu am scos cu 2.600 de chestionare prelucrate. Și vă spun care sunt rezultatele, sunt și graficele în sensul acesta. Vreau să vă spun următoarele, că 74% din cei care au fost chestionați cred că Uniunea Europeană este un actor important care contribuie la crearea bunăstării în Republica Moldova, deci peste 2/3 de persoane cred în acest rol pozitiv a Uniunii Europene prin diverse proiecte și așa mai departe în aceste localități și în aceste centre regionale. Este un factor pozitiv. 76% din cei care cred în procesul de integrare europeană aderă la această inițiativă și ne oferă datele de contact. Deci ei sunt disponibili să în continuare să conlucrăm cu ei așa, pentru a le ține, pentru a le informa pe viitor despre procese. Da? 75% din cei cu care s-a discutat, deci
putem vorbi despre totuși o reprezentativitate foarte mare, da? 75% din ei vor participa la alegerile prezidențiale, deci asta înseamnă că ia o poziție civică foarte activă, asta este, ne bucură foarte mult, deci nu există un sentiment acesta de detașare de procesele electorale, deci e fost foarte pozitiv. Cele mai importante sunt grave probleme în opinia acestor persoane și noi le-am propus să fac o singură dintr-o listă din 10 probleme care sunt cunoscute pe larg în societate, deci i-am propus să fac o singură alegere, deci i-am forțat să fac o singură alegere. 41% vorbesc că corupția este în continuare rămâne una din cea mai importantă problemă. Pe locul 2 se situează sărăcia, condițiile foarte proaste sau dificile, da, 22%. Pe locul 3 se află instabilitate politică, pe locul 4 cu 8%, migrație se află la fel pe locul 3-4 cu 8%, prețuri foarte mari 6% și șomajul la fel ca și prețurile mari pe locul 5-6 cu 6%. Deci asta este șirul problemelor celor mai importante care sunt văzute de cei care au viziunea pro-europeană. Deci, prin acest proces de contactare și așa, se face o autoselectare a persoanelor care, totuși, susțin mesajul pro-european. Aceasta ar însemna că aceste mesaje trebuie să fie în topul preferințelor și mesajelor folosite de către candidații pro-europeni în campania electorală. Acum, dacă ne uităm la care este percepția acestor persoane vis-a-vis de situația în țară, la fel, i-am forțat să fac o singură alegere. Așa, 15% cred că situația este bună sau neutră în comparație cu ce a fost 2 ani în urmă, deci este un sentiment 15%, da? 11% spun că nu s-a schimbat situația în ultimii 2 ani. Deci, în total, avem un 26-27% de persoane care nu cred că situația este mai proastă, dar fie că a fost un pic mai bună sau nu s-a schimbat. 72% spun că situația este mai proastă acum decât a fost în 2 ani în urmă. Acum, următoarea întrebare importantă, deci este, și noi aici i-am rugat să ne ofere două opțiuni de răspuns. Care este cea mai bună instituție sau instituție în care iau încredere cea mai mare? Cei mai mulți spun că familia și persoanele cunoscute din care fac parte din familia extinsă, 51% au influență cea mai mare asupra, și ei au încredere și influență asupra persoanelor chestionate. Deci 51%, jumătate, da? Pe locul 2 se află instituțiile religioase, biserica și oamenii care, eu știu, care sunt aproape de sentimentul religios, 14%, nu este atât de mult, și biserica separat 11%. Primăria se situează pe locul 3 cu 3-4%, organele de drept 2-3%, persoane cunoscute 2-3%, deci, prin urmare, concluzia cea mai mare este că în momentul în care prezidențiabile, în special cei care se află pe șchierul pro-european, ar vrea să comunice, să vorbească despre cu aceste persoane, ar trebui să folosească cercul familiei extinse. Deci asta este cea mai bună instituție pentru a transmite anumite mesaje. Pe de altă parte, la fel, concluzia iese de aici, că și mesajele trebuie să fie nu foarte generaliste, nu foarte declarative, dar foarte concrete, reșind din situația foarte concretă a persoanelor. Asta sunt concluziile cele mai importante vis-a-vis de chestionar. Nu s-a schimbat, apropo, dacă vă uitați pe ceea ce am prezentat data trecută, cu comunicatul de presă data trecută, situația nu s-a schimbat cardinal. Deci, prin urmare, putem vorbi despre anumite tendințe deja foarte bine stabilite și care nu se vor modifica următoarele 3 sau 4 săptămâni până la alegerile prezidențiale. Adică încrederea în UE a fost atunci 76-77, acum este 75. Deci, practic, diferența nu există. Deci, 2-3%, probabil că în sensul acesta, nici efortul acesta de a colecta chestionarele nu mai contează atât de mult pentru că tendințele sunt stabilite. Din zonele cele mai reprezentative în acest chestionar la momentul actual sunt, sigur că partea de sud a Republicii Moldova și partea de centru-sud. Deci v-am enunțat care sunt localitățile. Asta este în ceea ce privește prima parte. Mesajele noastre, tot în același context, vreau să vă spun că forma noastră de comunicare cu cetățenii este prin prezentarea informației foarte exacte pe fiecare localitate, care au fost proiectele realizate de UE, Statele Unite sau alte agenții occidentale de dezvoltare. Și acest mesaj, în opinia noastră, prinde cel mai bine la cetățeni. Deci dacă vine o persoană
și vrea să află, să apropie de curt sau echipa mobilă abordează această persoană, oamenii răspund cel mai bine și la mesajul în care se dă un exemplu foarte concret. Uite, este școală care este reparată, școala aceasta este contribuită prin resursele lipsăcea recrutare, dacă este un apeduct. Deci acesta este mesajul cel mai practic și concret care prinde și oamenii răspund acestor mesaje și devin foarte deschiși și cooperanți și mai mult ca atât vor să continue în același sens. Deci, prin urmare, asta este cheia succesului în momentul actual, ceea ce nu a fost în anii 2013, pentru că și noi și în 2013 și 2014 am fost implicați în campania de informare. Atunci, mesajele erau mai degrabă unele declarative, mesajele ponderate foarte mult pe anumite opțiuni strategice, doctrinare. Acum, vor să vadă o altă modalitate de comunicare cu ei și probabil că a venit timpul. De ce fac aceasta acum? Pentru că probabil că se sugerez și candidaților să folosească astfel de mesaje pe viitor. Asta este prima parte a mesajului pe care vreau să-l transmit, a doua parte a mesajului. Începând cu săptămâna aceasta am lansat, așa cum v-am promis data trecută, o altă acțiune importantă care se numește evaluează gradul de conformare, adică evaluarea gradului de conformare la politicile pro-europene de integrare europeană a candidaților, a prezidențiabililor și partidelor politice care sunt în spatele candidaților la funcție de președinte. Noi am elaborat un test care deja este rulat de ieri sau de alaltă ieri pe site-ul euacum.md. Îl găsiți acest link pe comunicatul de presă. La fel, linkul acesta este și pe Facebook-ul Adier Acum. Sunt incluse 12 întrebări. Aceste 12 răspunsuri la aceste 12 întrebări sunt în formă de alege din posibile răspunsuri. Deci în engleză se numește multiple choice. Da? Deci fiecare întrebare are opțiuni de alege. 3-4 opțiuni. În funcție de cum răspund prezidențiabilii sau reprezentanții acestora, în final se formează o poziționare a acestui candidat, acestui prezidențiabil, în raport cu gradul de îmbrățișare a valorilor europene și politicilor europene și prevederilor care se conțin în acordul de asociere. Și eu sper că colegul o să apară și o să mă ajute să rulăm acest test și poate că cineva din dumneavoastră ar putea chiar să completeze și o să vedem care este rezultatul. Dar acum, între timp, care sunt aceste 12 întrebări? Deci întrebările sunt formulate din perspectiva cetățeanului și prevederile din acordul de asociere sau din alte obligațiuni pro-europene sunt structurate așa încât să enunțe reformele necesare pentru a atinge acest drept sau interesul cetățeanului. Dar o să vedeți, eu acum am spus teoretic, dar colegul o să ruleze și o să vedem cum funcționează. De exemplu, dreptul cetățeanului la energie accesibilă și stabilă. Ce înseamnă aceasta? Deci energie fiică, electrică, fiică energie necesară pentru generarea acestui centru termic. Deci este vorba despre accesul la energie accesibilă și stabilă. Accesibilă este la un preț accesibil, nu la un preț care ponderea căruia este 30% din venitul acestei gospodării, da? Dar este vorba de sub 10%, sub 6%, așa cum este în spațiul european. Și stabil în sensul în care nu există întreruperi de furnizare acestei energie. Deci este un factor important, este și în obiectivele de dezvoltare durabilă, un drept foarte important. Pentru a realiza acest drept, și privește acest drept fiecare cetățean în parte. Fie pe mine vă privește, pe dumneavoastră privește, ceilalți care ne privesc, pe toată lumea este vizată. Da? Pentru a realiza acest drept, în acordul de asociere sunt prevăzute 4 măsuri importante. Cum ar fi, vă dau. Prima măsură este asigurarea surselor energetice europene adiționale la cele existente din Est. Adică conectarea la rețele electrice și de gaze naturale de furnizare. Deci un element important care sparge monopolul, care creează pe piața națională de Republica Moldova o piață competitivă a importului, da? A furnizării și a distribuției. Deci asta e o măsură extrem de importantă. Un candidat prezidențiabil, dacă semnează și spune că această măsură este importantă, acumulează 30% din ponderea acestei întrebări. Noi am putea să credem că există candidați care cred că acest lucru nu ar trebui să se întâmple, dar logica economică și toate studiile arată că în momentul în care se realizează această normă, această privire, prețul la energie electrică, la agentul termic sau la alte forme de energie generate din gaze naturale scade cel puțin cu 20%. Cel puțin
Da? Deci, dar rămânele state pentru că sparge monopolul, pentru că este o sursă alternativă. O altă modalitate, o altă privire importantă care este în acordul de asociere, este creșterea punderii resurselor regenerabile. Acum vorbim despre energia eoliană, hidro generată din sursele hidrohidravlice și așa mai departe. Și ponderea asta în baza acordului asociere trebuie să fie 10-15%. Aceasta creează locuri de muncă și, pe de altă parte, la fel pluralizează accesul la energie. Deci această măsură la fel este extrem de importantă și ea la fel are capacitatea de a reduce costurile și a crea locuri de muncă suplimentare la nivel național cu cel puțin până la 5%. O altă prevedere importantă care se conține acordul de asociere este eficientizarea și reducerea consumului energetic în transport, clădiri, agricultură până la 20% în următorii 20 ani. Această măsură, prin urmare, în momentul în care se aplică aceste măsuri necesare de reducere a consumului energetic în transport, clădiri, agricultură, ar putea să reducă cu cel puțin 10% din ponderea consumului energetic. Deci toate aceste trei măsuri, dacă sunt implementate, ar putea să coboare prețul și să facă dreptul cetățeanului la energie accesibilă și stabilă mult mai facilă. Deci, în momentul în care un candidat prezidențiabil semnează pentru aceste trei măsuri, toate trei, da? Atunci primește punctajul maximum la realizarea acestui drept. Ar putea să existe unii prezidențiabili care cred că nu trebuie să fie realizat, dar trebuie să dat numai punctul 3, adică cu reducerea consumului energetic. Andrei, intră, te rog, și ajută-mă să vedem cum funcționează testul. Și în funcție de asta se acumulează ponderea candidatului. De exemplu, candidatul la această întrebare, candidatul cel mai pro-european este cel care semnează pentru ABC, 1, 2, 3. Candidatul cel mai puțin european, în sensul acesta, deci care se gândește foarte puțin la cetățeni și accesul la energie accesibilă stabilă, nu semnează nici pentru una din aceste trei măsuri. Asta, așa funcționează testul nostru. Prin testul acesta noi forțăm fiecare candidat prezidențiabil să gândească la cetățean din perspectiva aceasta și pe de altă parte să semneze pentru aceste măsuri. Noi supunem că ar putea să existe anumiți candidați prezidențiabili care nu ar semna niciuna din aceste măsuri sau va semna unele din acestea. Va fi foarte interesant să cunoaștem care sunt opțiunile și de ce. Și în special argumentarea lor și explicarea de ce o fac. Dar de ce pledează pentru asta sau altceva? În special pentru că există o legătură strânsă între această măsură și sărăcie energetică, așa numită, a oamenilor. Deci asta este un exemplu. Vă dau încă un exemplu din aceste întrebări și după asta Andrei ar putea să ruleze. Vă dau un exemplu cu explicație. După asta noi mergem să vedem cum funcționează acest test. Un alt dreptul cetățeanului, sunt 12 drepturi vizate, da? Un alt drept important, dreptul cetățeanului la justiție accesibilă, previzibilă și echitabilă. Este un drept, cum am văzut din opiniile respondenților, este unul extrem de important, pentru că 40-50% cred că domeniul acesta este extrem de important, da? Haideți să vedem ce măsuri, sunt patru măsuri conținute în acordul de asociere și nouă opțiunile europene care realizează în practic acest drept. Primul este instituțiile de investigație de drept sunt depolitizate, independente, funcțional autonome și instituțional responsabile. Sigur că sunt făcute referință la prevederile din acordul de asociere, cu articole, capitole și așa mai departe. Asta sunt detaliile. Da? O altă măsură importantă este judecătorii, instanțele judecătorești și autoritățile de autoadministrare a sistemului judecătoresc, cum ar fi CSM, CSP, da? Sunt independente și autonome. O altă măsură extrem de importantă. A treia măsură este actul judiciar. Fie că la etapă prejudiciară, fie că judecătorească, sunt deplin transparente și accesibile, adică la oricare etapă cetățenii pot accesa și vedea ce se întâmplă pe tot parcursul mișcării cazului dosarului. Și ultima măsură este calitatea actului judecătoresc este predictibilă, adică dacă se dea o decizie, decizia este atât de clară și bazată pe argumente încât omul nu are dubii de interpretare, deci formează o jurisprudență predictibilă și clară. Da? Este stabilă, este argumentată, bazată pe evaluarea integră a probelor și legii aplicate. Deci noi presupunem că ar putea să existe candidați care semnează pentru toate aceste patru măsuri. Deci în sensul acesta, în raport cu acest drept, candidatul respectiv primește cea mai mare pondere de puncte pentru această întrebare. Noi presupunem că ar putea să existe anumiți candidați care spun că nu aceste patru, doar două sau niciuna nu trebuie să fie realizate. Și atunci candidații ăștia se plasează mult mai la distanță mai mare față de opțiunile europene. Deci așa funcționează testul respectiv. Deci noi avem în total 12 întrebări. La fiecare întrebare sunt de la 3 până la 4 opțiuni. Deci în total sunt
12 înmulțim 4, deci avem sub 50 de posibile opțiuni și punctajul maxim se acumulează. Haideți să vedem cum funcționează acest test în formă electronică. Noi am expediat tuturor candidaților prezidențiabili în formă scrisă acest test, dar am invitat eventual să completeze și acest test și în formă electronică. Și singură chestiune înainte de a face prezentare, testul acesta este deschis pentru cetățeni de completare. Deci, prin urmare, noi o să facem o corelare. Deci, oamenii sper foarte mult să completeze acest test în formă electronică pe site-ul e.com.md. Completând acest test, oamenii se vor poziționa în raport cu procesele importante de reformă și ulterior noi o să facem o comparație. Ce cred oamenii despre drepturile respective și ce trebuie să facă eventual prezidențiabili și cum și ce cred prezidențiabili. Deci o să facem comparație între prezidențiabili, da, pentru candidați la funcție prezidențială și în raport cu ce cred oamenii. Deci această comparație triplă, în opinia noastră, va conferi o informație foarte utilă, rațională, bazată pe argumente ce ar trebui să facă prezidențiabilii, în special cei care sunt în zona procesului de integrare europeană. Haideți să vedem atunci cum funcționează testul. Andrei, te rog să explici, dar foarte, foarte pe scurt. Добрый день. Извините, что немножко опоздал, потому что пробки. В принципе, все очень просто. Здесь ничего нового такого не изобретено в технологии тестирования. У нас тест начинается с того, что вам предлагается выбрать комплексно свое отношение к интеграции в Европейский Союз, к аккорду Диасса-Чиери. И дальше, в зависимости от того, насколько вы считаете, какие аспекты соответствуют этому соглашению, вы выбираете один или несколько пунктов, проходя постепенно все эти вопросы. Они делятся на два типа вопросов, которые затрагивают социальную политику и экономические. Вы в зависимости от результатов можете получить какое-то свое отношение к соглашению об ассоциации. И в зависимости от того, какие ответы вам близки более всего, мы выделяем две группы граждан. Группа первая, это которые наиболее поддерживают в экономической части. Группа вторая, которая поддерживает наиболее соглашение об ассоциации в социальной части. А дополнительно у нас есть та группа, которая не согласна ни с чем. И группа, которая поддерживает и оба аспекта соглашений. В результате я получил, быстро пройдя по всему списку вопросов, статус European Economics и Social Advocate. Могу поделиться в Фейсбуке и твитнуть. В принципе, все очень просто. Для чаша функционирует, дуряза максимум, кредки, 10 минут. 10 минут, кредка, да. Хорошо. И, как сказал Андрей, есть, потому что аккорд ассоциации имеет импакт в зоне экономики, asupra societății și zona socială. De aceea și am selectat important, pentru că ar putea să există oameni care cred că în aspectele economice noi trebuie să ne integrăm și unii prezidențiabili ar putea să creadă la fel și atunci sunt o serie de întrebări care țin de zona economică și există în zona socială. Cei ar putea să existe un număr mare de persoane care spun că în zona socială sunt aspecte care sunt aproape de mine, în zona economică mai puțin. Deci de aceea și noi am făcut acest test foarte nuanțat. Haideți să trecem în revistă care sunt aceste drepturi. Dreptul cetățeanului la energie accesibilă și stabilă, am vorbit. Dreptul cetățeanului la alimentație sănătoasă și accesibilă. Dreptul cetățeanului la justiție accesibilă, previzibilă și echitabilă. Dreptul cetățeanului la egalitate de gen și la nediscriminare. Dreptul cetățeanului la resurse de creditare, da, accesibile și pe termen lung. Dreptul cetățeanului la informații pluraliste și accesibile. Dreptul cetățeanului la circulație liberă în spațiul european. Dreptul copilului la familie și la dezvoltare în interesul prioritar al acestuia, adică a copilului. Dreptul cetățeanului la un nivel de calitate a vieții și la prețurile accesibile. Dreptul cetățeanului la informații, transparență deciziei și la participarea în treburile publice. Dreptul cetățeanului la o guvernare responsabilă și fără corupție. Dreptul cetățeanului la o reprezentare electorală și politică. Deci vedeți că drepturile sunt foarte bine conturate în ceea ce privește aspectele economice, cum ar fi energie accesibilă stabilă, cum ar fi accesul la creditele accesibile și stabile, cum ar fi circulație liberă în spațiul european, inclusiv a capitalului și a resurselor entităților, da? Și drepturile sociale, cum ar fi calitatea vieții, cum ar fi
egalitate de gen și discriminare, da? Sau aspectele ce țin de activitate publică, guvernare responsabilă fără corupție. Deci asta este modalitatea de structurare. Noi sperăm foarte mult că în felul acesta noi am putea să structurăm gândirea prezidențiabilor din perspectiva intereselor oamenilor și din perspectiva drepturilor lor concrete a oamenilor. Cam asta este, cred că, în linii mari, foarte pe scurt. Cred că mai bine să răspundem la întrebări și atunci o să fie și o discuție mai interactivă. Vă rugăm foarte mult întrebări. Dacă vă rog foarte mult dacă puteți să vă prezentați. Eu pe unii dumneavoastră cunosc, dar pe alții nu. Vă prezentați, vă rog. Sergiu Gurgiu de la Craia. Să înțeleg că acest test poate să facă și cetățenii simple, după care veți putea face o diferență între răspunsurile candidaților și răspunsurile cetățenilor, ca să știți mai bine raportul ăsta de... Da, exact, acesta este răspuns. În forma electronică pe site-ul, așa cum a arătat Andrei, e posibil că oricine să completeze. Se cere doar numele persoanei și un contact. Nu, este anonim până la urmă. Se formează o bază de date, e foarte bună întrebare, se formează o bază de date. Baza aceasta de date ne oferă înțelegerea nu doar pe în răspunsul pe fiecare întrebare, dar la aceste opțiuni. Și noi vom construi un profil al votantului din perspectiva economică, din perspectiva socială, cunoscând exact răspunsurile la și opțiunile preferate. Și atunci aceste 50 de întrebări la care există un răspuns și în spatele fiecare opțiune există un set de politici concrete care trebuie să fie implementate și noi cunoaștem care este, da? Noi am putea să raportăm aceste răspunsuri la opțiunile candidaților și o să spunem, candidatul X este cel mai pro-european pentru că 80%-90% corespunde cu aceste obligațiuni europene. Candidatul Y cel mai puțin corelează cu recomandările, cu prevederile acordului de asociere. Candidatul, de exemplu, Z corelează relativ bine cu opțiunile unui set de votanți. Da? Deci asta am putea să comunicăm. Exact ce a spus dumneavoastră. Da. Există un candidat care deja a răspuns? La această etapă nu, pentru că noi abia am finalizat testul acesta vineri, sâmbătă, săptămâna trecută. Am dat la verificare peer review, cum ar fi experții care i-am atras, ei au revăzut testul acesta și luni, marți, de fapt, ieri am lansat testul. Deci, deocamdată nu avem niciun răspuns, pentru că abia marți, săptămâna aceasta, adică ieri, am expediat aceste solicitări. Au participat mai mulți experți din diferite domenii la realizare? Exact, da. A fost o echipă multidisciplinară care a lucrat asupra elaborării acestui test. Am avut o dilemă să facem un test mai stufos, cu 20-30 de bări, ori să strângem testul acesta să fie foarte scurt, maxim 12 și pe de altă parte să ofere opțiune de alege din posibile răspunsuri. Am ajuns la acest compromis pentru că am avut un termen de o săptămână pentru a face acest test. Deci am avut o dilemă de timp, de constrângere de timp, pe de altă parte să facem accesibil și să nu fie foarte stufos. Da, am fost mai mulți experți în zona. Plus, sigur că am ținut seama de provocările importante cu care se confruntă societatea noastră. Eventual era posibil sigur să facem un test mai stufos, dar noi am văzut că corupția este problema 1. Da, deci care vorbesc cu oameni, deci ei se regăsesc cel puțin două întrebări în acest domeniu. Sărăcia, am vorbit aici, sărăcia economică, energetică, sărăcia de prețuri, deci se regăsește în două întrebări. Deci am corelat foarte mult pe opțiunile electoratului pro-european cu care discutăm foarte mult, peste 7.000 de persoane, care, deci ea și e structurat în funcție de așteptările, în special electoratul pro-european, dar nu doar. Este și mai general. Da, a fost și o legere. Probabil că pe viitor s-ar putea de făcut un test mult mai stufos și mult mai comprehensiv. Acum este ceea ce este și sperăm că este o prima experiență din care putem învăța. Rezultatele chestionarii vor fi făcute publice înainte de alegeri, ca să ne putem da seama deja de un profil până la alegeri și un candidat sau după, când veți face public. Mulțumesc pentru întrebare. Este foarte bun. Sigur că testul în formă electronică este rulat la momentul actual. Deci, prin urmare, în 2-3 săptămâni, eu cred că fiecare săptămână noi o să vă comunicăm în cadrul conferinței de presă despre care sunt rezultatele preliminare în ceea ce privește opțiunile cetățenilor. Acum, noi am dat un termen limită pentru partidele politice până pe data de 27 septembrie. Deci să aibă o săptămână pentru a completa. Nu, un cetățean obișnuit completează maxim în 10-15 minute. Da? Noi credem că un prezidențiabil are capacitatea să completeze maxim în câteva zile acest test. Noi am oferit posibilitatea să ofere și anumite explicații, dacă dorește, la fiecare alegere făcută. Da? Poate că sunt anumite justificări de ce nu opțiunea
de exemplu, cum am spus mai devreme, asigurarea surselor alternative energetice. Poate că este o explicație. Deci și noi am oferit timp, într-așa. Și pe 27 noi vom face o prezentare publică acestor răspunsuri, inclusiv cei care au răspuns, cei care n-au răspuns, cei care au neglijat, cei care au oferit răspuns parțial. Credem că această informație va fi extrem de utilă pentru toată lumea să afle, de fapt, ce cred prezidențiabilul și ulterior am vrea să avem discuții publice în formatul acesta sau în alt format vis-a-vis de răspunsurile obținute. Și aici o să așteptăm și sugestiile dumneavoastră care ar fi modalitatea de cea mai bună pentru a porta aceste discuții în cadrul unei dezbateri la IPNS, spre exemplu, sau în cadrul altor modalități. Da. Dacă aveți și alte întrebări la momentul actual, două cuvinte despre acțiunile care urmează. Așa cum v-a informat și trecută, noi nu ne mai extindem la momentul actual cu punctele staționare, ne vom extinde cu echipe mobile. Sarcina noastră este să avem cel puțin 5 echipe mobile care lucrează în cele mai importante regiuni. Acum, în momentul, avem 3 echipe, a 4-a echipă o să fie formată în curând. Deci 5 echipe, deci ne extindem cu echipele mobile. Așa, asta este 1. 2. În afară de test, dezbateri pe marginea rezultatelor testului, o să avem și în continuare derulăm această activitate de adopte un punct de informare pro-european. Când chemăm sectorul privat, sectorul public, ambasadele, organizațiile să ne ajute cu întreținerea unui punct de informare, pentru că costurile cele mai mari sunt materiale informaționale, care multiplicarea lor este costisitoare. În rest, voluntarii muncesc, acolo există un contribuție, nu este nevoie, deci e vorba despre multiplicarea materialelor. Setul de materiale deja este făcut, el este nevoie doar de să fie multiplicat, mai este încă un set de informații care va fi elaborat acum, acel pliant pe fiecare localitate în parte, deja practic suntem în etapa finală, unde sunt arătate pe fiecare localitate 5, 6, 10 proiecte concrete sau pe raioane, care la fel e nevoie ceva, un efort pentru a multiplica. Deci, în linii mari, adopt ar însemna sprijinul pentru multiplicarea materialelor. Nu este altceva. Și asta tot ce va urma în următoarea săptămână, și noi o să formăm la finele săptămânii viitoare din nou despre progresele pe care le avem. Mulțumim foarte mult și ne vedem, ne scuzați, vă rog, încă o dată pentru întârziere, a fost ziua păcii astăzi, da? Și din cauza aceasta este mai multă lume în spațiu public, noi suntem alături de această mișcare, dar ne-a cauzat și anumite dificultăți de deplasare. Mulțumim foarte mult, ne vedem curând!